Uite Florinel Coman. Da. Toată lumea zicea că va lua nu știu cât, nu știu ce și asta. Eu cred încă în băiatul ăsta. Eu cred că își va reveni. Ce trebuie făcut ca să-și revină? Să aibă lângă el oameni care să-i dea încredere și care să-i explice și un antrenor care să-i dea încredere, să-l țină în teren, chiar dacă joacă prost, să nu-l scoată și să-i dea încredere. Eu, de exemplu, aveam niște jucători care îi vedeam că erau așa mai, din punct de vedere psihic, erau mai... Boim, să spun. Nu, mai imediat cădeau un pas acealaltă, credeau că am ceva cu ei, dacă îi schimbam sau ceva. Și le-am spus, la un moment dat l-am luat pe unul dintre ei, un turc, și i-am zis, băi băiatul, uite, fii atent, din momentul de față ai 7 jocuri și dacă ești cel mai stat după teren, te las să te faci de rușine în teren. Zic, nu te scot. Fă-te de rușine în teren, dar până la urmă nu o să te faci de rușine, spun eu că o să-mi câștigi meciul. Și asta. Și mi-a câștigat 4 meciuri. 4 meciuri. E, asta trebuie făcut cu Coman. Da, nu afectează foarte mult și atitudinea patronului Becali. Tu lucrezi ca antrenor, vorbești cea cu jucătorul, după care patronul iese și spune că e cel mai slab fotbalist și că se ia la țeapă cu el. Nu știu ce se întâmplă acolo și nici nu vreau să discut, că nu știu ce lucrezi tu cu jucătorul respectiv, da. Nu știu ce discuții ai cu domnul Becali, nu știu. În fond și la urmă urmei sunt banii lui, eu nu iau apărarea lui Gigi. Sunt banii lui, poate să zică ce vrea, poate să, și eu dacă îmi cumpăr mâine un Mercedes și văd că după 3000 de kilometri m-a lăsat și astea când îi dau 2 pumni și astea că nu mai pot la minus 7 grade, văd că nu mai pornește, îi dau 2 pumni și astea, la fel și cu jucătorul. Bă, nu chiar așa, dar trebuie, la un moment dat, trebuie scuturați și ei. Adică eu nu-i dau dreptate lui Gigi, nu. Da. Face lucruri bune, în același timp face și lucruri care apasă și care nu duc la rezultate scontate.